Bună ziua! Suntem în a doua zi de masterclass oferit de soprana Madeleine Pascu și suntem la finalul unei zile pline de satisfacție. Îți mulțumim, Madeleine, că ești alături de noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și îți mulțumesc pentru că îmi dai ocazia să iau primul interviu din viața mea și că tu ești acea persoană. Vreau să spun că eu te urmăresc și te admir de multă vreme, n-am să spun de când. Din ziua în care tu pe scena Operei Naționale din București ți-ai dat spectacolul de audiție cu rolul Santuța din Cavaleria și iată ce mult a trecut și sunt întotdeauna uimită și te urmăresc cu mare, mare plăcere pentru că îmi place strategia ta de power artist, adică de artist de forță care se aruncă așa cu mare, mare elan în cele mai grele roluri posibile. De unde ții această forță? De unde ții această putere? Da, spectacolul despre care vorbești este practic spectacolul cu care am intrat în teatru, am primit angajare, practic, înainte. Aveam 30 de ani, am debutat la București cu Manon Lescaut, acela a fost primul spectacol, dar în calitate de invitat. Iar Cavaleria a fost, practic, spectacolul meu de, să zic, de deschidere a unei noi perspective vis-a-vis de București. De ce? Pentru că eu veneam de la Constanța, de la opera din Constanța și să zicem că pasul pe care l-am făcut a fost cel care mi-a deschis drumul și m-a ajutat să iau contact cu foarte multă lume care m-a îndrumat și am trecut mai departe. Iar în privința rolurilor, de la început profesoara noastră, cu care am studiat și cu care am început canto clasic, ne-a spus, dragilor, aveți curaj. În viața artistică trebuie să ai curaj. Nu vă sfiiți să vă aruncați. Nu este un lucru pe care toată lumea îl face, dar cred eu că dacă l-am făcut de-a lungul anilor, mi l-am asumat cu bune și rele. Pentru că vârsta, într-un rol, își spune cuvânt. Și atunci când ești tânăr și neînfricat, te arunci, dar cu siguranță nu va suna la 30 cum poate să sune la 40. Însă mi-am asumat. Cu siguranță, dar în cazul tău a fost totdeauna din bine în mai bine, adică n-ai avut un recul. Da. Și tocmai asta a admir la tine și mi se pare o constanță. Da, am studiat foarte mult, am încercat să mă autodepășesc, am avut și marea șansă să întâlnesc în viața mea foarte, foarte mulți maestri mari de afară, din țară, care m-au îndrumat și practic și-au lăsat... Poți să ne povestești despre ei? Sunt foarte și mulți. Și special despre soprana Aida Bacie. Știe de dedici această ediție de masă. Absolut, absolut. Eu am plecat de la muzică ușoară. Am început cu muzică ușoară și când spun asta, spun că eram deja în muzică ca și vedetă. Deci ajunsesem după o Mamaia din 94 să fiu în top. A fost primul meu contact cu Aida Abagieff în 93 spre 94, când liceul de artă din Buzău, acolo am terminat, acolo am făcut 3 ani și al patrulea. Nici măcar acolo era secție teoretică, deci teorie principală, cum ar veni, și canto secundar era. Dar liceul, știind că eu sunt deja și cânt și sunt pe scenă, m-au trimis la o olimpiadă de canto clasic. A fost
greu pentru mine. Practic asta a fost prima întâlnire. Prima întâlnire, exact. Și doamna Aida Abagiev, fiind în comisie, mi-a spus, draga mea, ai o voce extraordinară, fă bine și apucă-te de canto clasic. Și am zis, ok, dar pentru mine este un lucru nou, e greu de luat de la zero. De la 15 ani m-am chinuit la muzică ușoară. Am tras, am învățat, am încercat să mă dezvolt, am lucrat cu oameni foarte mari. Am lucrat cu George Grigoriu, care mi-a îndrumat pașii și mi-a scris piese în prima audiție specială. Era un început greu, era o renunțare și nu tocmai adecvată pentru modul de gândire din momentul respectiv. O mare necunoscută. O mare necunoscută. Însă, dacă doamna Abagiev a zis lucrul ăsta, am început să mă gândesc. Pe parcursul anului, clasa 11-a la Buzău, deja începeam să coc, să mă gândesc dacă nu cumva are dreptate. Pentru că toată lumea îmi spunea pe scenă, e bine, doar că nu mai ai ce să faci mai mult. Ai ajuns, cânti, e totul în regulă, ce poți face mai mult de atât? Gândește-te la altceva. Eu voiam să dau la teatru, era cu totul alt drum. Însă l-am întâlnit pe soțul meu și la începutul clasei a 12-a și am hotărât împreună că o luăm pe drumul acesta, puțin forțat pentru el, că nu era chiar fan cânt, da, nu-i plăcea să cânte. Mi se părea că e puțin ciudat să iasă el pe scenă, să evocheze, să... așa. Dar am zis că dacă vrea să mergem împreună de aici încolo, alegem același drum. Și l-am dus la Aida Abagiev, care a zis, da, sigur, timbru e foarte frumos, hai să lucrăm. După ce am terminat clasa a 12-a, am stat un an acasă, am lucrat cu dumneei și am intrat la conservator la București. Pe canto clasic amândoi, în aceeași clasă. Wow. Și colegi de bancă. Și concurenți? Concurenți nu am fost niciodată. Nu ne-am simțit concurenți unul cu celălalt. Am avut totdeauna, am îmbinat, am discutat, am făcut de așa natură încât să fie frumos. Să nu avem o preliști de genul acesta în relații. Și mai departe, în căsnicie, Aida Abagiev devenindu-ne nașa noastră de cununie. Ulterior, nașa Aidei. Pentru că Aida se... fica noastră este Aida, după Aida Abagiev. Deci, pe cum viața sopranii Madeleine Pascu se dezvoltă între două Aide. Între Aida două. Maestra de canto și Aida creația perfectă, exact, a ta și exact. Exact. Deci cam asta a fost startul. După aceea au urmat foarte mulți oameni, o serie de master-uri pe afară. Leontina Văduva Ciobanu, Bernd Weichel, îmi scap acum numele, Teatru la Scala, da, cu ei am făcut Academia, da, la Scala, unde au fost Luciana Serra, foarte mulți, foarte mulți. Doamna Tomagian, Stella, da, și-a pus foarte, foarte mare amprentă asupra noastră, ne-a ajutat foarte mult, ne-au ajutat amândoi, am lucrat cu ei. Și mai sunt, îmi pare rău acum că nu mi-aduc aminte, pentru că sunt foarte mulți oameni dați de către Dumnezeu să ne îndrume și să ne ducă mai departe. Practic asta a făcut ca niciodată să nu rămânem la același nivel, știi? Să lucrăm, să muncim și să înțelegem că dacă vrem să progresăm, trebuie să ne construim, să ne găsim în fiecare moment și să nu stăm niciodată să dormim. Deci iată cum de la pasul zero din lumea muzicii ai fost alături de soțul tău, de Ionuț Pascu, ați crescut împreună, da. Aveți o minunată creație împreună pe Aida. Cum reușești să echilibrezi viața de familie, cariera scenică și cariera didactică? Da, este o întrebare grea. E un mare secret.
Nu, este, este, cred că este o creație a lui Dumnezeu. Îmi îndrăznesc să mă gândesc la asta, să spun așa, fără să fie o mândrie din partea mea. Predatul n-a fost niciodată o greutate pentru mine. Din acest motiv i-am acordat foarte, foarte multă, multă vreme din viața mea. De multe ori n-am plecat ca să rămân alături de copii. Da. Pentru că am crescut vocile, le-am format, nu le-am luat de gata. Niciodată. Este la acest master, e prima dată când asist la voci mari. Da. Dar în general, 10, de la 10, 11, 12 ani, ceilalți copii care sunt deja pe scenă mari, 16, 17 ani, da. Deci am crescut voci. Așa că nu este simplu să faci ore, să faci mâncare, să faci curățenie în casă, să zic așa, și să muncești și pentru tine. Însă cred că Dumnezeu m-a ajutat și numai cu El am reușit să rezist de dimineață până seara. Pentru că sunt zile în care efectiv mă scol foarte devreme, 6-7, ca să pot să le cuprind pe toate până seara la 11-12. Eu știam că sopranele se trezesc la ora 2, 12, ora 2, iată o soprană unică, da. Deși matinală, chiar orarită. Da, este adevărat că atunci când ai spectacol este bine să te îngrijești un pic și să nu te obosești așa de mult pentru a putea da toată energia pe scenă. În prag de spectacole sau când am premieră sau ceva de lucru, mă menajez. Sunt un pic mai atentă. Nu mă trezesc la 6-7, mă trezesc la 8. 9, dacă se întâmplă, nu pot să stau. Când stau până la 9, înseamnă că am stat noaptea foarte târziu. Și atunci... Iar nu e bine, da. Da. Cam asta. Deci, eu te-am văzut, ai fost principesa Turandot, Madama Butterfly, Elisabeta de Valois, Lady Macbeth. Ce își mai poate dori soprana Madeleine Pascu? Ca și rol sau ca direcție de repertoriu? Direcție de repertoriu. Sunt multe pe care, să zic că le-am făcut. Îmi doresc ca tot ce am făcut până acum să-l fac să crească. Deci, orice rol pe care l-am trecut și au trecut, să zicem, a trecut o perioadă, îl reiau și îl refac și descoper lucruri noi. Niciodată nu merg să cânt, e un rol pe care l-am cântat. Deci descoper de fiecare dată noi valențe și noi cotloane ascunse pe care mi le asum și găsesc o nouă formulă de atrage. Pentru că poate deveni monoton. Știu, un rol l-am cântat de 50-60 de ori, e ok, e acolo. Nu. Deci, în primul rând, cred că de fiecare dată e nou. Chiar dacă e vechi, e ceva nou. E ceva nou tot. Și bineînțeles că... Da, așa ca o întrebare de record, care e cel mai des cântat rolul tău? Butterfly. Și mă bucur. Este un rol cu care am început să cânt din anul 2 de facultate, când maestru Hero Lupescu, de-abia începusem cu lumea lui, mi-a dat în al doilea semestru să fac tabloul întreg cu copilul, cu aria, cu Ionuț, cu Șarmes, tabloul cu Șarmes. Și a venit Mănușa, da. Și el mi-a spus că o să fie rolul vieții mele. Și este adevărat, este rolul în care pot să intru instant. Nu pune niciun fel de problemă, pentru că este foarte bine înțeles, este foarte, foarte lucrat, e foarte asumat lucrul. Am avut și șansa, când am intrat la Constanța, s-a făcut premieră de Butterfly și am fost băgată și eu să lucrez pentru premieră. N-am cântat atunci, că eram încă mică, dar am fost băgată și am lucrat cu regizori mari, cu
oameni veniți din Japonia, special o japoneză care s-a ocupat de tot ce însemna mișcare și tot. Deci a avut o mare șansă. Cam asta. Ăsta și iată că soprana Madeleine Pascu face o legătură foarte frumoasă și e o mare bucurie să, să constat asta cu o altă soprană româncă, cu Eugenia Moldoveanu, care a învățat rolul de la Maria Callas, tu îl duci mai departe. Asta în condițiile în care eu știu că e un rol foarte temut de soprană. Este un rol foarte temut cu care am vorbit eu. Sunt onorată de asemănarea pe care ai făcut-o. Merită. Este, da, Eugenia Moldoveanu este un nume extraordinar și mulțumesc pentru asemănare. Suntem departe pentru că a avut șansa și vocea unei, da, de a putea face o carieră extraordinară. Da, duc mai departe, cum pot eu și cum consider că, că îl primește publicul? Deci prin mijloacele pe care le descoper, cum am spus, de fiecare dată. Atunci când înveți un rol, cum abordezi? Care sunt etapele tale de prima dată, de construire, de pregătire? Da, prima dată este înțelegerea personajului. Este primul lucru, primordial, să știm ce se întâmplă, ce spun, cine sunt. Abia după aceea vine muzica. Sigur, la ascult prin prisma libretului, citind, văzând despre ce e vorba, și după aceea încep să construiesc pasaj de pasaj, încercând să dau seama cum să ajung și cum să cuprind acțiunea. Fiindcă în orice operă există o acțiune, deci nu putem să ajungem din start, cum e, de exemplu, Boema, nu? Nimic nu moare din actul întâi. Și atunci trebuie construit până ajunge la final. Deci un rol trebuie întâi construit. Și rolurile au venit ele la tine sau tu le-ai dorit? Să știi că fost nu le-am dorit. Deci au venit, dorit. Au venit și le-am luat așa cum... N-am refuzat. N-am refuzat. Sigur că multă lume a spus că este mult prea devreme, dar așa a fost conjunctura. Dacă intri într-un teatru, nu ai ce face. Am început cu Trubadurul, la 26, pentru că așa a fost conjunctura. După aceea a urmat la 27 de ani în Cavaleria, la Constanță. Așa a fost conjunctura, având în vedere că niciodată un rol nu mi-a făcut rău la voce și am știut să îl aduc și să, la mine și să-l construiesc paralel cu vârsta pe care o aveam. N-am cerut mai mult de la el, chiar dacă lumea cere de la tine și, da, consideră că dacă nu poți să-l faci ca la 40 de ani, nu te bagi. Eu nu m-am dat înături și am făcut și am crezut în ceea ce fac. Și slavă Domnului că am progresat și am mers mai departe. Ce sfaturi ai pentru artiștii aflați? Oh, dragii mei, este o meserie foarte frumoasă. În momentul în care îți dorești să faci această meserie, trebuie în primul și în primul rând să înțelegi care îți este menirea. Dacă simți că pe scenă poți să dai o fărâmă din sufletul tău, să ajungi să faci spectatorul să te iubească, timp de 2-3 ore să se relaxeze și să se încarce, atunci te apuci de lucrul ăsta. Știu că nu se vorbește de la început despre asta. Știu că la început e tehnica vocală. E foarte importantă. Dar chiar dacă sunt mici copii, eu încerc să îi armez, să îi fac luptători. Să înțeleagă că pe metereze suntem practic meniți să descărcăm toată energia noastră publicului. Cum? În primul rând, prin interpretare. Îmbinată, bineînțeles, cu tehnica vocală. Deci, cel mai important este pentru un tânăr să le înțeleagă pe amândouă și să-și dorească cu tot sufletul să facă meseria asta. Aplauzele de la final unei opere sunt
cele care te fac să mergi mai departe, pentru că nu, în momentul în care ajungi mare și ajungi adult, problemele vieții intervin și numai acele aplauze te fac să mergi mai departe. Deci trebuie să-ți dorești cu ardoare și să îți placă, să asculți cu tot sufletul și să spui da, asta vreau să fac. De ce? Pentru că energia pe care, cu care pleci în această meserie este energia pe care o vei da publicului. Dacă rămâi doar vocal, va suna foarte frumos. Dar publicul va spune, am acasă niște CD-uri foarte bune. Le pot pune și le pot asculta. Când vin la operă, și asta o spun pentru că mi s-a întâmplat și mi s-a spus asta de către public, când vin la operă, vin să simt. Vin să mă încarc pentru emoții. Deci, dragilor, cu tot sufletul, luptați, lucrați, vedeți-vă în oglindă, vedeți, interesați-vă de ce spuneți, de personaj. O arie nu poate fi desprinsă, nu e separat. Când învățați o arie, uitați-vă pe cine interpretați. Și dacă vă place, cu siguranță veți ajunge pe cele mai mari scene. Și o întrebare pe care n-am mai auzit-o, dar vreau să ți-o pun, având în vedere că tu ești acum în momentul de strălucire maximă, de plenitudine vocală și experiență, ce sfaturi le dai celor ajunși pe culme? Oh! Sinceră să fiu, nu e bine spus sfat. Eu salut... Observații sau... Nici măcar. Eu sunt foarte fericită și învăț de la colegii mei. Chiar dacă unii vin să lucreze cu mine și eu învăț de la ei, nu numai ei învață de la mine. Deci, aș spune că marea familie în care am intrat este benefică și ne ajutăm unii pe alții prin susținere morală, prin energie, nu neapărat prin sfaturi. Mai mult prin prezență. Mai mult prin prezență. Da. Sunteți niște artiști și normal să lucrați cu inefabilul, cu nevăzutul. Exact. Dacă te mai naști odată, Madeleine, ce ți-ar place să fii? Ce ai alege să fii? Aș lua-o de la capăt, soprano. Da. Muzică. Tot muzică, de la 15 ani am pășit pe scenă, muzică ușoară, printr-o întâmplare nefericită, din păcate, după moartea Mihaela Lunceanu, s-a înființat clubul Mihaela Lunceanu și atunci am dus și eu și am zis, vreau și eu să cânt. Bine, eu cântam acasă, dar alt gen de muzică, muzică indiană, nu știe foarte multă lumea din proiectul acesta. Așa, și m-am dus și am cântat muzică indiană. Și oamenii săraci au zis, ok, ai voce, dar hai să înveți și ceva de muzică ușoară, căci totuși. Prima mea profesoară, pe care nu am amintit-o și este doamna care mi-a pus, să zic, pâinea și cuțitul, în sensul în care m-a primit așa la Buzău. Dumnealui este, mi se spune, Xenti Stănescu, soții Stănescu, da, și doamna a fost extraordinară. Îl salutăm pe această cale, pe salutăm, că, da, și îi iubesc ne-a foarte mult. În lumea operei, o voce minunată și un suflet minunat. Da, deci așa a început, ca să zic așa, prin ajutorul ăsta. Și din păcate, faptul că a murit Mihaela a fost pentru mine un început în muzică. Da. Este o ștafetă. Da. Este o generație. Da, da, și... Dar pe care tu ai dus-o, iată, da, ai extins mult mai, ai mers mult mai departe. Da, tatăl lui și-ar fi dorit să rămână pe muzică ușoară, da, da. Dar n-a fost să fie, a trebuit să fac... Menirea ta era, da. Da, 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 da. Bine ai făcut, zic eu. Da. Îți mulțumim, Madeleine Pascu, pentru că ai fost alături de noi la primul interviu din... Gracias.
Teatrul Operei la Bibliotecă și mai ales să-ți mulțumim pentru generozitatea și disponibilitatea cu care în aceste zile de curs ai fost alături de noi și eficiența care s-a văzut clar în fiecare curs. Și eu mulțumesc și sper din suflet să-i destindem, să-i descoperim, să le arătăm că pot și că trebuie să aibă încredere în ei. Sper să formăm o tradiție. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!